Bună seara, bine ați venit la întâlnirea noastră cu Dumnezeu, unii cu ceilalți. Mă bucur că n-ați lăsat frigul să vă biruie, să vă rețină acasă. Aș vrea să-L lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, așa cum am făcut-o în fiecare seară. Ne vom ruga, apoi avem iarăși motive de laudă la adresa lui Dumnezeu, avem lucruri pentru care să mijlocim. Totodată să ne prezentăm și să ne predăm pentru seara aceasta, pentru momentele astea de închinare, de cercetare, să zic așa. M-am gândit la un imn pe care îl cântăm mai rar, poate. Este imnul 422, Venim din cuvântul de Domnul rostit. E un imn mai vechi, dar cred că e cunoscut, da? 422, vă invit să ne ridicăm și să cântăm acest imn spre slava lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm încă o dată Domnului pentru frații noștri care trec în perioada asta prin perioade mai puțin plăcute sau poate chiar dificile. Chiar dacă
poate nu ne vom putea ruga pentru toți nominal. M-aș bucura dacă i-am amintit în rugăciunile noastre, i-am menționat seară de seară familia Mateescu, familia Vârgă, familia Prioteasa, sora Stăniladi, Ani, sora Tuța Bușoiu, familia Tatulea. Da? Da? Mm-hmm. Și probabil sunt mai mulți de care poate nici nu știm și s-au autoizolat, să iaibă pe domnul Cristescu, de asemenea, l-am menționat în rugăciunile noastre. Aș vrea și în seara asta să-i aducem, așa cum îi știe Dumnezeu, pe fiecare înaintea sa. M-aș bucura dacă am menționat în ruga noastră acum, la început, familia fratelui Drăgușin, pe sora Florica, în mod deosebit, pe cei patru băieți, pe Norori, am fost astăzi la mormântare. Ce să zic, rămâne multă suferință, multe întrebări în urmă. De asemenea, aș vrea să îl rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi în seara aceasta, prin mesaj să ne inspire gânduri curate, să ne cerceteze, să ne motiveze. Care ar fi acele persoane care ar vrea să se roage pentru a veni cu microfonul? Mulțumesc că am să vin aici la sora Florica, am să vin apoi la sora Popescu, la sora Daniela și apoi la dumneavoastră, frate Cristescu. Mulțumesc! Tată Sfânt și Bun, venim în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Tău ce Sfânt și Bun, să-ți mulțumim că suntem în casa Ta de rugăciune, să ne întâlnim cu Tine și unii cu alții. Îți mulțumim, Părinte, că ai fost cu noi până în prezent, îți mulțumim că ne-ai ocrotit, ne-ai îngrijit și ne-ai avut grijă, Doamne, de tot ce am avut noi nevoie, Tu ne-ai dat darul Tău. Acum Te rugăm, Părinte Sfânt, să binecuvântezi toți bolnavii care i-a anunțat fratele pastor, să-i binecuvântezi, Doamne, cu sănătate, cu încredere în Tine și cu înțelepciune. Ajută-i, Doamne, să se prindă brațul Tău cel puternic, pentru că Tu niciodată nu ne vei lăsa singur, că așa ne-ai promis, că întotdeauna ești la dreapta noastră. Te rugăm să rămâi în continuare prin Duhul Tău ce Sfânt și Bun în această seară, să ne ajuți, Doamne, să înțelegem mesajul Tău și ceea ce vrei să ne spui Tu în această seară, ca să trăim în viețile noastre, să ne predăm în brațul cel puternic și Te rugăm, Părinte, dă-ne sănătate, dă-ne putere, dă-ne pocăință și credință și încredere cu totală în Tine. Te rugăm, Doamne, prin Domnul nostru Iisus Hristos să se facă toate, că toate Te-am rugat după voia Ta să se îndeplinească prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Tatăl nostru sfânt și bun, venim la picioarele Tale să-ți mulțumim din nou că ne-ai strâns și în această zi din săptămână în casa Ta de rugăciune. Îți mulțumim că ne bucurăm de prezența Ta, ne bucurăm de părtășia care o avem unii cu alții și ne bucurăm, Doamne, că putem să venim la picioarele Tale cu rugăciuni, cu rugăminți. Te rugăm, Doamne, ai milă, ai îndurare față de noi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Te rugăm, Doamne Iisuse, în tot ceea ce facem noi, cu gândul, cu fapta, cu vorba, să fie, Doamne, după planul și după placul Tău, să fim plăcuți oamenilor, dar mai ales să fim plăcuți Ție, Doamne. Pune în fundul inimii noastre legea Ta cea sfântă, bună și dreaptă, ca să putem să reprezentăm frumusețea caracterului Tău. Binecuvintează-ne pe toți așa cum suntem, binecuvintează și pe cei care n-au putut veni, și în mod special, Doamne, fii alături de familia lui Ani și a lui Tudor Paladi, ai grijă de ei și te rugăm, fii cu ei în această situație destul de nefericită pentru ei și facă-se voia Ta și slava Ta și puterea Ta să se arate asupra lor. Duhul Tău cel Sfânt să ne pregătească inimile și sufletele noastre, gândurile să fie îndreptate spre Tine, ca să putem primi și în această seară mesajul de la Tine. Să putem să-L înțelege, să-L ascultăm și fiecare dintre noi să putem să-L înfăptuim în viețile noastre ca după aceea să-L putem da tuturor semenilor și familiilor noastre. Pentru toate îți mulțumim și Te lăudăm în numele Tău, Doamne Iisuse. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Tată, în baza jertfei Domnului Hristos, pentru care îți mulțumim din suflet, din adâncul inimii noastre, și dorim să Te iubim așa cum meriți Tu, ca un Tată sfânt, un Tată adevărat, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu viu,
mare și minunat. Îți mulțumim din suflet pentru cazurile de boală pe care le cunoști, pentru frățiorii noștri scumpi, familia Vârgă, și pentru tatăl sorii Mariana în mod special. Știm că se încred în tine, știu că sunt dânsi, știu că tu ești marele medic pentru fiecare om și pentru cei bolnavi în mod special în timpurile acestea, dar dorim să avem încredințarea că le dai tu putere, curaj, mult curaj și bucurie, să aibă bucuria, Doamne, a mântuirii, bucuria că Tu ești medicul suprem și spiritual și fizic, că Tu ești singurul vindecător. Încurajează-i, Doamne, și fă-i să se simtă că se găsesc în brațele Tale sfinte. Te rugăm și pentru familia sorei Angela Mateescu, pentru fratele nostru scump, Tudor Mateescu, soțul dânsei, care a fost și în apa botezului și am încredințarea că Tu ai lucrat cu dumnealui așa încât să poată birui păcatul și să fie un copil al Tău pe care să-l găsim în veșnicie la picioarele Tale. Acum Te rugăm pentru sora Ani, pentru sora Tuța Bușoiu, pentru sorica Florica Drăgușin, în mod special pentru că îmi dau seama cât de mare suferință este că s-a despărțit de soț, dar îți mulțumim pentru că soțul a fost copilul Tău și este, poate încă. Știm că a trecut prin multe greutăți și faptul că acum a încheiat viața pe pământul acesta este pentru că a fost voința Ta și pentru că dânsul poate a fost pregătit și cred că a fost pregătit, fiindcă se aștepta și el a trecut de ce ne așteaptă pe noi. Știm că Tu vei lucra cu mintea noastră, cu inima noastră, pentru ca noi să rezistăm în orice fel de timp și mai ales în ultimile clipe, să ne predăm în mâna Ta și să avem toată încrederea în Tine. Acum Te rugăm și pentru familia sorei Prioteasa, pentru toți cei care s-au pomenit pe numele lor, dar, Doamne, vin să-Ți mulțumesc din suflet pentru felul cum ai lucrat și lucrezi cu Ovidiu Cristescu. Sunt vești foarte rele, se cheamă soția ca să-și ia la revedere pentru că nu mai are nicio speranță de viață, dar eu încă sunt la picioarele Tale ca să cer să lucrezi Tu cum știi, după planul Tău, facă-se voia Ta și îți mulțumesc că deja m-ai liniștit de mult timp și pentru că știu că viața noastră ești Tu, suflarea de viață Tu ne-ai dat-o și Tu ești Cel care dorești ca noi să ne întoarcem la Tine și să Te avem pe Tine ca ființa cea mai de preț, pentru că Tu ne-ai creat și în numele Tău dorim să-L proslăvim fiecare suflet de aici și cu fiecare om de pe pământ, cu fiecare bolnav care se găsește acum pe patul de boală sau chiar de moarte. Știm că Tu vei lucra minunat, în mod minunat și de aceea dorim să-Ți aducem slavă, cinste și onoare, acum și în veci de veci, în numele Domnului Hristos. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, venim și în această seară la picioarele Tale să-Ți mulțumim, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu atât de bun. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești, îți mulțumim, Doamne, că Ți-ai dat viața pentru noi și ajută-ne Tu, Doamne, ca să putem să învățăm și în seara aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să fii prezent în mijlocul nostru, să ne deschizi Tu inimile și mesajul să-l primim ca de la Tine și ajută-ne, Doamne, să creștem în credință, să rămânem cu Tine și lângă Tine. Te rugăm, Tată Ceresc, să fii cu bolnavii poporului Tău, să fii, Doamne, cu persoanele care s-au menționat, fii, Doamne, cu familia Mateescu, te rugăm, Doamne, să fii cu familia Vârgă, să fii cu familia Prioteasa, să fii, Doamne, cu familia Drăgușin, să-i ajuți Tu, Doamne, să treacă cu bine prin încercarea care au trecut, să-i ții Tu, Doamne, tari în credință și, Tată Ceresc, te rugăm să fii cu ceilalți care s-au amintit. Dă-le Tu, Doamne, sănătate, dacă este voia Ta, și ajută-ne Tu, Doamne, ca toți să facem numai voia Ta, să împlinim legile și poruncile Tale.
Te rugăm, Tată Ceresc, să fii și cu familiile noastre, să fii, Doamne, cu cei dragi, să fii cu copiii noștri, să fii cu cei care se gândesc la Tine, Doamne, și să-și pună încrederea și să rămână lângă Tine. Îți mulțumim pentru toate. Te lăudăm, Te slăvim și Te preamărim pe Domnul nostru Iisus Hristos, acum și în veci de veci. Amin. Ne bucurăm să avem și oaspeți, vă spunem bun venit la întâlnirea noastră. Suntem mai puțini, dar puțini, dar buni, cum e vorba în popor. E un moment din săptămână când poate încă unii sunt la serviciu, poate cei mai în vârstă care locuiesc departe se tem, mai ales de frigul ăsta de afară. Și cum spune Scriptura, și molima bate la ușă și... Dar vă felicit că v-ați luat timp, astfel încât să strângem rândurile și să ascultăm și în seara aceasta mesajul din partea lui Dumnezeu. N-am să vă mai rețin, pot doar să vă spun câteva lucruri. Iată-mă, trimite-mă, este titlul prelegerii din seara aceasta. Așa cum am obișnuit în fiecare seară, vom avea un scurt mesaj spiritual, după care vom asculta modul în care anumiți oameni s-au întors la Dumnezeu, prin modul minunat în care Dumnezeu a călăuzit pe alți oameni să lucreze pentru ei. Și nu în ultimul rând vom asculta, ni se vor prezenta câteva metode, câteva pârghii cu care putem lucra spre binele, spre folosul semenilor noștri. Vizionare plăcută și să fie Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Amin. Bine ai venit la săptămâna consacrării în vederea misiunii. Mi-ar plăcea însă să nu te așezi prea confortabil în scaun, pentru că nu-i așa ne-am dorit ca lucrurile să se petreacă altfel decât de obicei. Anul lucrării personale cere o implicare personală, un răspuns prompt pe care fiecare să-l oferim Mântuitorului. Ar fi nevoie ca săptămâna aceasta să dobândești o înțelegere mai clară a voinței lui Dumnezeu pentru viața ta. O dispoziție înnoită de a îngădui Duhului Sfânt să preia controlul deplin al vieții tale. Și nu în ultimul rând, o inimă caldă, care să pulseze pentru salvarea sufletelor. Gândește-te la forfota care trebuie să fie acum în jurul tronului ceresc cu pregătirile celei de-a doua veniri. Iar Mântuitorul probabil, știind cât de încăpătoare este cetatea noului Ierusalim și cât de mulți ar putea fi salvați, suspină și geme când vede cât de preocupați sunt oamenii cu lucruri nefolositoare și trecătoare și mai ales când vede cum unii creștini dorm fără simțământul urgenței timpului și fără preocuparea de a căuta și salva cât mai multe suflete. Cred că de aici ar trebui să începem. Să cântărim bine în inima noastră ce am dorit să se schimbe în experiența noastră creștină pentru a fi acolo unde Mântuitorul ne așteaptă, pentru a deveni misionar prin excelență. Ca sursă de inspirație pentru ocazia aceasta l-am ales pe profetul Isaia. El a fost chemat la slujire de către Dumnezeu într-o perioadă tulbure, după divizarea celor două regatele lui Israel. A fost martor atât la conflictele fratricide dintre Iuda și Israel, cât și la invazia sirienilor și la asediul Ierusalimului. De asemenea, sub inspirație divină, Isaia anticipează robia babiloniană și de nenumărate ori li se adresează celor ce urmează să fie luați robi în Babilon. Studiind cu atenție cartea lui, putem observa că atunci când avem un eveniment decisiv în istoria biblică, Isaia este acolo. El este implicat, este foarte activ, este în arenă. Nu este doar unul care are ceva de zis din partea lui Dumnezeu. Este un profet jucător, dacă vreți.
Este acolo în stradă unde Dumnezeu îl vrea pentru ca prin el să salveze ce se mai poate salva. Când în capitolul 6 îl aude pe Domnul întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, Isaia răspunde fără ezitare, așa cum Domnul așteaptă să răspunzi și tu și eu, iată-mă, trimite-mă. Aș vrea să ne oprim puțin aici pentru a înțelege bine ce se întâmplă. Dumnezeu este la cârma evenimentelor amețitoare pentru oameni. Lucrează din umbră în vederea salvării multora, dar interesant, așa cum am văzut, alege să se folosească de instrumente umane, consacrate, care să aibă încredere în călăuzirea lui și să-l urmeze. Și când Isaia înțelege lucrul acesta, nu mai are nicio reținere să se ofere lui Dumnezeu cu hotărâre. Prin contrast, observăm și astăzi cum mulți se simt prinși ca într-o capcană de evenimentele amețitoare, nu mai au încredere în nimeni, din contră, bazându-se pe propriile simțuri, încearcă singur să se salveze. Și nu de puține ori sunt doborâți de descurajare și teamă. Vedeți, acesta este motivul pentru care e atât de necesar să înțelegem modul lui Dumnezeu de a lucra și să răspundem la fel de prompt chemării lui, așa cum a făcut Isaia, iată-mă, trimite-mă. Există aici o dispută interesantă în legătură cu localizarea în timp a acestui eveniment. Unii spun că el evocă chemarea inițială a lui Dumnezeu față de Isaia în slujba de profet și apare abia în capitolul 6, pentru că redarea evenimentelor în carte nu urmează neapărat ordinea cronologică. Poate că au dreptate. Dar există și un alt punct de vedere, înaintat de un savant evreu pe nume Kaufman, și anume, el crede că în capitolul 6, Isaia este de fapt rechemat în slujbă. Sub presiunea atâtor aspecte nefericite la care profetul trebuie să fie martor, Isaia s-a descurajat și a început să se îndoiască. Unde-i Dumnezeu în toate acestea? Nu reușea să înțeleagă ce se întâmplă și mai ales de ce se întâmplă. Și în cele din urmă Isaia clachează. Iar Dumnezeu, înțelegând nevoia acestui om până la urmă, îi adresează o nouă chemare, sau mai bine zis, îi reînnoiește chemarea la slujire. Dați-mi voi să spun că îmi place această interpretare. Nu cumva ni se potrivește și nouă? Nu cumva și noi trebuie să fim scoși din apatie sau descurajare, din confuzie sau teamă? Întrebarea este, ce a văzut Isaia astfel încât să aibă nevoie de încurajare, de un stimul din partea cerului pentru a merge mai departe în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea propriului popor? La începutul capitolului 5 găsim această parabolă interesantă, parabola viei Domnului. Aici, practic, luăm act de frustrarea lui Isaia în urma așteptărilor înșelate. Și, sigur, poate fi experiența fiecăruia dintre noi care ne străduim să oferim mult, fie că suntem părinte sau educator, pastor sau prezbiter, instructor la școala de sabat sau misionar. Oferim mult și când să recoltăm, rezultatele sunt altele decât cele pe care le așteptăm. Acest fel de dezamăgire sau frustrare este descris aici. Dumnezeu și-a îngrijit cu pasiune via. S-a întrecut pe sine și a făcut tot ceea ce a știut mai bine pentru ca să aștepte apoi o recoltă bogată. Dar stupoare. După ce poporul este hrănit, este ocrotit, este bine educat, ce se întâmplă? Ei se răzvrătesc. Nu mai vor să-L recunoască pe Dumnezeu. Îi întorc spatele. Nu-i de mirare că Isaia ajunge să fie dezamăgit. În capitolul 1 îi compară pe copiii lui Dumnezeu cu Sodoma și Gomora. În capitolul următor observăm atât de multă aroganță, mândrie și încredere în om. În capitolul 3 oamenii sunt descriși ca fiind mai preocupați de
îmbrăcăminte, de bijuterii, de modul în care apar în public, pierzând astfel din atenție esențialul. Vedeți, Isaia este martor la toate acestea și nu mai vede capătul. În oricare parte privește, vede lipsă de credincioșie, vede o multitudine de păcate, vede violență, opresiune și mai ales dezinteres pentru cele sfinte. Parcă nici Dumnezeu nu mai are soluții. Iar efectul? Isaia este descurajat, mai să-și abandoneze slujba. Nu cumva ți se potrivește și ție tabloul acesta? Nu cumva aceleași lipsuri, provocări și eșecuri îți injectează și ție descurajarea în vene? Poate te întrebi, mai are rost să te obosești? Poți tu spera să se mai schimbe ceva? Ce misiune? Și vești dezamăgitoare din toate direcțiile vin. Astăzi Dumnezeu dorește să ne scoată din această stare și să ne înnoiască chemarea. Ar trebui să privim mai mult la Cel care ne cheamă decât la obstacolele și amenințările tot mai mari din jurul nostru. Ar trebui ca și ucenicii pe vremuri să lăsăm totul și să-L urmăm cu toată credința, implicându-ne în salvarea altora. Vom fi dispuși oare? M-am întrebat ce anume l-a convins pe Isaia să se smulgă din capcanele propriilor percepții și să găsească o nouă și puternică motivație pentru slujire. Vă rog să observați că înainte ca Dumnezeu să îi înnoiască chemarea, El îi oferă lui Isaia o perspectivă mai înaltă asupra realității. Capitolul 6 începe cu un tablou încărcat cu mult dramatism. Împăratul Ozia, împăratul lui Iuda, moare ca un blestemat, fiind lovit de Dumnezeu cu lepră chiar în templu, ca urmare a lucrurilor îngrozitoare pe care le-a făcut. Ca martor al acestor evenimente, nu ai cum să nu fii dezgustat și descurajat deopotrivă. Iar pentru a rămâne motivat în a-și îndeplini cu credincioșie slujba, Dumnezeu trage cortina, iar Isaia are posibilitatea să-L vadă pe Cel nevăzut la cârma Universului. Îl vede în sfințenia și măreția sa, înconjurat de mii de îngeri slujitori. Tabloul este plin de forță, de zguduire, iar Isaia înmărmurește de groază. Simte că i-a venit ceasul. El, un om pătat până în măduva oaselor, să-L vadă pe Cel Sfânt și să mai trăiască? În niciun caz. Isaia crede că i-a venit sfârșitul, iar Dumnezeu consideră că mai are încă nevoie de el. Dar atenție! Are nevoie de un alt Isaia, mort față de lumea aceasta și încrezător în călăuzirea lui Dumnezeu. Un Isaia a cărui consacrare să fie reînsuflețită. În versetele 6 și 7 vedem cum în îndurarea sa nesfârșită, în mod neașteptat, Dumnezeu trimite un serafim care să îndepărteze nelegiuirea și să-i șteargă păcatul. Nu este aceasta și nevoia noastră acută? Nelegiuirea îndepărtată, păcatul ispășit? Nu ne apasă și pe noi această greutate care ne sufocă? Doamne, auzi-ne ruga și îndepărtează nelegiuirea din viața noastră și curăță-ne de păcat. Consacrarea pe care o căutăm cere urgent moartea firii noastre. Nu noi vom schimba lumea, dar trebuie să fim dispuși să ne abandonăm cu totul în mâna celui ce conduce destinele acestei planete. Ești și tu gata în momentul acesta pentru asemenea moarte? În cartea Vânătorul de istorisiri, o carte pe care cred că o poți găsi și la pastorul tău, puteți citi despre istoria lui Life Mutaka. Părinții au pus numele Life, adică viață în limba engleză, datorită faptului că a fost declarat mort la naștere. Dar apoi, într-un mod miraculos, prin rugăciunea unei moașe, noul născut și-a recăpătat suflarea și a revenit la viață. Așa că părinții i-au dat numele Life, adică viață. Când a fost de vârstă școlară,
Părinții l-au trimis la o școală adventistă undeva pe marginea râului Zambezi, în sudul Africii. Cu ocazia unei săptămâni de rugăciune, i-a vizitat acolo un pastor care le-a vorbit copiilor despre Dumnezeu. El a încercat să le explice și să-i ajute să înțeleagă că înainte ca Domnul să trăiască în ei și prin ei, ei trebuie să moară față de lumea aceasta. Life nu prea înțelese exact cum vine treaba asta, dar a simțit totuși că este ceva foarte important pentru el. Înainte de încheierea acelei săptămâni, vineri seara, pastorul a venit în cămin să vorbească cu Life despre botez și despre moarte. Nici de data aceasta se pare că Life nu a înțeles cum e cu moartea aceasta, dar într-un final a acceptat să fie primul botezat în râu la sfârșitul programului din sabatul acela. Eram îngrozit, își amintește Life mai târziu. Nu voiam să mor, dar dacă asta este ce-mi cere Dumnezeu, atunci e de bine. După ce pastorul a plecat din camera lui, Life, stând pe pat, a început să mângâie cu privirea cele câteva lucruri pe care le deținea. Și a ales pe cele mai speciale și a scris numele prietenilor lui buni pe el. Apoi a scris o scrisoare pentru părinții lui. Dragă mamă și tată, și-a început el scrisoarea, vă iubesc foarte mult și îmi doresc să cresc trăind lângă voi. Dar pastorul îmi spune că pentru a fi cu Dumnezeu pentru totdeauna în ceruri, trebuie să fiu botezat și să mor mâine dimineață în râul Zambezi. Am acceptat ca pastorul să mă boteze mâine, chiar dacă știu că voi muri în râu. Sigur, au mai fost și alte cuvinte prin care își exprima iubirea față de părinți, prin care desemna pe cei care aveau să primească lucrurile lui speciale, a vorbit despre cât de trist, dar hotărât era el în decizia de a muri în apa botezului. La sfârșitul programului de sabat, s-au deplasat la râu, s-au asigurat că nu erau crocodili sau hipopotami în apropiere, apoi pastorul l-a îndrumat pe Life în apă, s-a rugat lui Dumnezeu mulțumindu-i pentru bunătatea lui și lăudându-l pe acest tânăr pentru dispoziția lui de a muri pentru Iisus. Îmi amintesc încă cuvintele pastorului, avea să spună Life mai târziu, căldura palmei lui pe fața mea și apoi apa acoperindu-mi capul. Apoi, cel mai frumos lucru despre moarte a fost când mi-a ieșit capul afară din apă. Eram încă în viață. Dintr-o dată am înțeles ce înseamnă să mor pentru Iisus. Toate lucrurile vechi din viața mea trebuiau îndepărtate pentru a face loc lui Dumnezeu și lucrurilor noi și bune pe care El le aducea cu sine. Life a murit la botez. Hristos acum trăiește în El. Și Hristos încă are nevoie de Life. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și Isaia răspunde, iată-mă, trimite-mă. Nelegiuirea îndepărtată, păcatul ispășit și ce urmează apoi? Angajarea fără rezerve în salvarea celorlalți. Tu ai murit față de lumea aceasta și ți-ai dedicat viața acestei lucrări? Nu mai e timp de amânat. Istoria nu mai are răbdare cu noi. Ar putea să se încheie ocazia aceasta de consacrare în vederea misiunii, fără ca și tu să spui cu hotărâre, iată-mă, trimite-mă. E rândul tău acum. Și înainte de a-ți oferi posibilitatea de a te reconsacra lui Dumnezeu în rugăciune, împreună cu toți cei care sunt lângă tine, vreau doar să-ți amintesc cele trei nevoi pe care le-am stabilit împreună la începutul prezentării. O înțelegere mai clară a voiei lui Dumnezeu pentru viața ta. O dispoziție înnoită de a permite Duhului Sfânt să preia controlul deplin al vieții tale. Și nu în ultimul rând, o inimă caldă care să pulseze pentru salvarea sufletelor. Facă bunul Dumnezeu ca să te întorci acasă cu totul altfel decât ai venit în seara aceasta. Domnul să te ajute!
numesc Monica Filip și sunt medic. În urmă cu câțiva ani am avut un punct de cotitură în viața mea. În urma unei predici am simțit apelul Duhului Sfânt foarte puternic. Și atunci am spus, aș vrea să încerc să fac mai mult, să fac altceva, să mă trezesc din somnul acesta în care eram. Am început să studiez mai mult, să mă rog și am simțit dorința de a avea o grupă de rugăciune. M-am gândit că acesta trebuie să fie un pas, să mă întâlnesc cu cineva, să fac o grupă de rugăciune. Duhul Sfânt mi-a pus gândul acesta să mă îndrept către o persoană care era pregătită să începem această grupă. M-am dus la cineva din cartierul meu, am zis atunci că este mai bine să mă duc la cineva care stă aproape de mine, să fie mai ușor de ajuns. Am hotărât să luăm o carte în studiu. Am ales o carte care ne-a ajutat foarte mult în traiectoria grupei noastre. Cartea se numește Îndrăznește să cer mai mult. Pe mine personal m-a inspirat. Am înțeles că Dumnezeu vrea lucruri mari de la noi și că vrea să poate să ne ofere lucruri mari, dar noi îl limităm prin necredința noastră. Și ne-am hotărât să punem în practică tot ce am învățat acolo. Ne-am luat și o zi de post, ne rugam și treptat Dumnezeu a început să ne dea persoane pentru care să ne rugăm și pe care să le invităm la grupa noastră. Primii pași au fost între noi persoane adventiste și cred că este un lucru foarte important de menționat. Ca noi să ne întâlnim între noi și să ne consolidăm relația și apoi Dumnezeu ne va da și persoane cu care să studiem. Prima persoană neadventistă pe care am invitat-o la grupă a fost o doamnă pe care am întâlnit-o într-o tabără de licurici. Mai precis, în două tabere, în două veri. Mi-am făcut obiceiul să mă adresez persoanelor care sunt musafiri la noi în biserică sau în alte conjuncturi în care eram implicate împreună. De exemplu, în acea tabără de licurici, am observat că se simțea mai stingheră, era nouă, nu cunoștea persoanele de acolo, aflase de această tabără de la cineva și venise împreună cu fata ei. M-am dus, am salutat-o, ne-am împrietenit, am mers în drumeții împreună și treptat am observat interesul ei pentru ceea ce se spunea acolo. Și în mintea mea a încolțit ideea, uite, ar putea fi o persoană pe care să o invit la grupa de rugăciune. Noi eram la început atunci cu grupa și mă gândeam pe cine să invit, cum să fac. Am întrebat-o când s-a terminat tabăra, dacă te-aș invita odată la biserică, ai veni? Și a zis da. Mi-a plăcut felul în care a răspuns și toamna atunci am invitat-o direct la grupă. I-am spus, uite, noi avem o grupă de studiu și de rugăciune, ți-ar plăcea să vii să studiezi cu noi? Și ea a fost bucuroasă și a zis da. A venit în prima zi de studiu și mi-a plăcut foarte mult reacția ei de la sfârșit. Ne-a spus așa, ea este foarte directă, ne-a spus așa, începusem să am îndoieli. Mă gândeam, a fost bine că am acceptat, nu a fost bine. Mă gândeam, o să urc acolo și o să le spun că particip doar de data aceasta și apoi mă retrag. Dar la sfârșit a spus, mi-a plăcut foarte mult ce a fost aici și voi veni în continuare. De obicei ne întâlnim marțea la ora 8. Suntem 5-6 persoane. Nu toate persoanele pot să vină în fiecare seară, dar sunt câteva din ele care vin constant. Noi ne-am obișnuit cu lucrurile acestea, ne rugăm pentru ele și ele când se simt libere și pot, vin. Suntem două persoane adventiste și celelalte persoane sunt neadventiste. La grupa noastră vin două persoane care sunt medic, două asistente medicali, o persoană este ITist și alta inginer. La fiecare întâlnire parcurgeam un studiu biblic. Noi am parcurs, de când avem grupa aceasta, mai multe tipuri de studii. Am început cu studiile Există Speranță, care sunt în număr de 14. Le-am terminat pe acelea, am studiat apoi profețiile și mai departe am trecut la un set de 27 de studii. Studiem de mai mult timp
și am reușit să parcurgem mai multe tipuri de studii. Noi studiam, ne rugam, discutam, am învățat persoanele cu care ne rugăm să practicăm rugăciunea de mijlocire. Fiecare aducea anumite nevoi înaintea tuturor sau anumite persoane pentru care să ne rugăm și am învățat să ne rugăm și așa le-am învățat și pe ele. Și am avut experiențe foarte mari din lucrarea aceasta. Dumnezeu a răspuns pe parcursul anilor la rugăciunile lor, la problemele lor și au învățat să se încreadă în Dumnezeu. Acum avem rugăciuni speciale de mijlocire pentru foarte multe persoane și am învățat să ne încredem în Domnul, căci Domnul, dacă noi cerem cu credință, răspunde. La început ne-am întâlnit fizic, ori la mine acasă, ori la cealaltă soră acasă. Când a început pandemia, am trecut pe Zoom, a trebuit să învăț această aplicație, deși mi-a fost mai greu la început. Ne întâlnim o dată pe săptămână, mai vorbim la telefon cu ele în timpul săptămânii, am început să învățăm că persoanele acestea au nevoie de prieteni. Nu poți să te duci acolo doar să le înveți și atât. Au nevoie să găsească noi prieteni. Le-am sfătuit, le-am încurajat, ne-am rugat împreună, am simțit cu ele prin toate problemele prin care au trecut. De exemplu, una dintre ele a avut un examen foarte greu, ne-am rugat foarte mult pentru ea, pentru acel examen. Avea examenul la o zi după întâlnirea noastră de studiu. În seara aceea ne-am rugat pentru ea și ne-am bucurat că a participat, nu a considerat că este ocupată să învețe și a participat la fiecare întâlnire și în seara aceea. Și în dimineața am întrebat-o la ce oră are examenul și în dimineața acelui examen ne-am rugat toate pentru ea la acea oră. A fost o bucurie foarte mare când după ce a ieșit din examen ne-a scris pe grup că fetelor am luat examenul, Dumnezeu m-a ajutat și numele Lui să fie lăudat. Soțul uneia dintre ele, mai precis acelei pentru care ne-am rugat pentru examen, a devenit și el interesat de studii biblice, a cerut să facă studii biblice și în prezent face studii biblice cu un misionar din orașul nostru. Dumnezeu a sădit în inima lor dorința de a cunoaște Biblia. Au văzut că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, că dacă își pun încrederea în El, El răspunde. Foarte multe din ele au avut experiențe. V-am spus că ne-am rugat împreună și am avut experiențe foarte clare în care Dumnezeu a făcut minuni. De exemplu, una dintre ele este medic-oncolog, era rezident în ultimul an, a terminat rezidențiatul și s-a dus pe post. Pentru ea ne-am rugat ca Dumnezeu să o ajute să ia acel examen de final, pentru că era foarte greu, ea are 4 copii, ea era ortodoxă convinsă, practicantă. Și copiii erau mici și era foarte greu să învețe și Dumnezeu i-a dat putere. Dumnezeu a schimbat-o pe una din profesoarele din comisia de examen, care se purta foarte urât cu ea și în ziua examenului ne-a spus că acea profesoară s-a purtat foarte frumos. Își dorea să revină acasă, era foarte greu de găsit un post, lucra la stat și am început să ne rugăm pentru ea. Și i-am spus, tu trebuie să spui toată încrederea în Dumnezeu și vom vedea cum El lucrează. S-a ivit un post undeva la distanță de 100 de kilometri de Craiova. Ea era disperată, s-ar fi dus acolo și am zis, hai să vedem cum lucrează Dumnezeu. S-a dus, s-a interesat de acel post, era dornică să se ducă, dar cei de acolo i-au spus până la urmă că nu mai este valabil postul. Ea a fost dezamăgită, dar apoi a zis, lasă că eu cred că Dumnezeu a vrut așa. Apoi s-a ivit un alt post, tot cam la aceeași distanță. S-a dus acolo, s-a interesat de concurs și după un timp, una din doctorițele de acolo, de pe secție, a sunat-o și a spus, ție-ți va fi greu, nu este bine pentru tine să vii aici. Și atunci a înțeles că Dumnezeu lucrează pentru ea și îi închide o ușă. După un timp, s-a ivit un alt post, mult mai aproape de orașul nostru, putea să facă o navetă rezonabilă. Acum apărea alt impas, trebuia să obțină transferul de la spitalul unde lucra și i s-a spus că ea nu va avea acest transfer pentru că spitalul respectiv era în deficit de personal. Ne-am rugat pentru ea, ne-am rugat mult și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și la fel, seara ne-am rugat la grupă, marți seara, și ea miercuri s-a dus la manager, ne-a scris pe grup, acum intru la manager, rugați-vă pentru mine. Ne-am rugat pentru ea și managerul a acceptat într-un final ca să ea să aibă acest transfer. A fost evident că a fost o minune de-a lui Dumnezeu pentru ea și după momentele acestea, soțul ei și-a dorit să înceapă studiile biblice.
Grupa aceasta le-a ajutat foarte mult. În primul rând, ele spun că și-au găsit pacea sufletească. Una din ele a avut depresie și în perioada aceea a început să citească singură. Ne spunea cât de bine este să citească. În fiecare seară studia câte o oră și era atât de bucuroasă și treptat. Dumnezeu a ajutat-o și s-a vindecat de această depresie și și-a găsit echilibrul sufletesc. Deci ele și-au găsit pacea, au început să cunoască Biblia și să o înțeleagă, au început să folosească și aplicația My Bible și să studieze mult și fiecare din ele încearcă să studieze în fiecare zi și să descopere voia lui Dumnezeu pentru ele în viața lor. Este foarte frumos când le vezi cu Biblia în mână, cum încearcă să înțeleagă, cum descoperă că este un cuvânt deosebit pe care ele îl pot înțelege. Experiențele cele mai frumoase le ai când mărturisești despre Dumnezeu. Atunci Dumnezeu te binecuvintează într-un mod deosebit și viața ta are o altă perspectivă. Atunci când iubești, arăți și altora sentimentele tale. Când îl iubești pe Dumnezeu, mărturisești despre El. Și în final, un text care pe mine m-a ajutat foarte mult. Apocalips 12:11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dumnezeu ne ajută să câștigăm viața veșnică prin sângele Lui și prin cuvântul mărturisirii noastre. Amin. Vă salut pe toți cu pacea lui Iisus. Mă numesc Vereaș Iosef și sunt directorul departamentului Școala de Sabat și lucrare personală, cât și de publicații din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Conferința Transilvania de Sud. Anul 2022 este anul lucrării personale, având ca moto urmează-mă cu aproapele tău. Cu ocazia acestor zile de consacrare, aș dori să vă prezint un proiect care vizează aprofundarea cunoștințelor. Proiectul este, de fapt, Biblia ucenicului. Pentru fiecare membru al Bisericii Adventiste, Biblia este cea mai iubită carte. Cu ajutorul ei, înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și le explicăm altora adevărul despre mântuire. Dorim să îți oferim o ediție a Bibliei cu resurse pentru slujbași și misionari. Biblia ucenicului este o ediție a Bibliei în limba română cu resurse pentru cei care vor să-i ajute pe ceilalți să îl cunoască pe Dumnezeu. Ea folosește traducerea Cornilescu, revizuită ortografic. Va fi prima Biblie care, pe lângă trimiteri și comentarii, va avea numeroase QR coduri, prin intermediul cărora cititorii vor avea acces la resurse audio și video, precum și la explicații suplimentare ale unor pasaje dificil de înțeles sau chiar la manualul bisericii. Resursele de care au nevoie slujbașii și misionarii se găsesc în anumite cărți, pe internet sau în biblioteci cu acces limitat. Este dificil să porți cu tine de fiecare dată multe cărți, în speranța că atunci când vei avea nevoie de unele explicații, le vei avea la îndemână. Această ediție conține trimiteri biblice tematice, studii biblice, informații geografice sau arheologice despre unele localități menționate în Biblie, explicații ale unor texte dificile, hărți și multe alte materiale ajutătoare. De asemenea, prin intermediul unor coduri care se fotografiază cu camera telefonului, cititorul va putea deschide pe internet resurse suplimentare audio-video, precum și materiale de referință, cum ar fi manualul bisericii, cele 28 de puncte fundamentale de credință, ghiduri și declarații oficiale ale Bisericii Adventiste. Biblia ucenicului va fi disponibilă din luna noiembrie a anului 2021 pe site-ul editurii Viață și Sănătate și în librăriile Sola Scriptura. Accesează www.viatasisanatate.ro pentru detalii și comenzi.
Te poți înscrie la acest proiect accesând linkul www.misiune.adventist.pro până pe data de 15 noiembrie 2021. Astfel vei putea participa la instruiri și vei fi în contact cu organizatorii și voluntarii din acest proiect. Propovăduiește cuvântul prin Biblia ucenicului. Îți doresc mult succes și satisfacție în tot ceea ce faci pentru Isus. Cum stați după 6 seri? 6 seri. Se creionează vreun proiect în care v-ați dori să vă implicați, să lucrați, vă regăsiți? Personal m-am gândit că putem face ceva mai mult. Când spun putem face, mă refer la mine, la Vali, fetele care lucrează la grădiniță, de ce nu, poate unii dintre dumneavoastră, ceva mai mulți pentru părinții copiilor de la grădinița noastră. Facem multe pentru copii, dar nu și pentru părinți, nu? Și cred că vom creiona o activitate pentru dumnealor, o activitate lunară, în cadrul unui club, nici nu știu cum îl vom numi. Începuserăm noi ceva fix înainte de pandemie, sfârșit de februarie, cred că început de martie acum 2 ani, și a venit pandemia și s-a închis totul. Însă cred că acum avem altă bază, avem alt avânt, altă motivație. Și de ce nu, poate până în iunie, când se încheie activitatea de la grădiniță, să avem 6, 7, 8 ocazii, timp în care să putem oferi ceva ce să ajute în puncte cheie. Atât la nivel de individ, cât și la nivel de familie, cât și în relația părinte-copil. Nu știu, e în mintea mea proiectul acesta, e frământat de mult și cred că poate prinde contur. Sunt oameni cu care de mult am depășit barierele astea, cum să le numesc așa, interconfesionale, să zic. Da? Suntem deja prieteni cu ei, le-am demonstrat că le dorim binele prin faptul că ne ocupăm ore în șir pe zi de copiii lor. Și cred că putem acum să venim și cu diferite lucruri ce să-i ajute în experiența lor de viață și de ce nu în experiența lor cu Dumnezeu. Atât chestiuni ce țin de domeniul alimentației sănătoase, cât și de domeniul relațional, de ce nu social și chiar spiritual. Vom vedea exact cum vom presăra toate chestiunile astea. Însă e o pătrățică în puzzle-ul acesta mai larg, o pătrățică alături de care pot veni și pătrățelele dumneavoastră, astfel încât tabla de șah să fie completă. M-aș bucura dacă n-am lăsat mesajele astea seară de seară să se încheie fără să avem o direcție. Nici eu n-am o direcție foarte clară, dar frământ niște idei. Și știți și dumneavoastră, mai ales gospodinele, că atunci când frămânți coca bine, atunci ești cozonacii buni, nu? Cred că putem să ne luăm timp și să gândim ceva, nu neapărat ceva complicat, sofisticat, să necesite săli, invitați, oameni mulți. Noi am zis să începem să facem ceva cu cei cu care deja suntem prieteni, nu de un an, de doi, ci de trei, de patru. Suntem în al 5-lea an prieteni cu ei și să încercăm să facem mai mult. E cumva poate o pătrățică unde poate dumneavoastră nu veți putea pătrunde sau dacă veți veni, s-ar putea să nu vă regăsiți. Sunt părinți cu copii mici, s-ar putea să vă regăsiți ca bunic sau ca bunic. Dar poate
vă pune Dumnezeu în minte să faceți ceva poate pentru grupul ăsta sau să faceți ceva cu un grup pe care îl găsiți dumneavoastră. Sigur, avem fiecare prieteni cărora am vrea să le spunem mai mult despre Dumnezeul nostru, despre ce face zilnic pentru noi. Hai să-L lăsăm să ne deschidă oportunități. Priviți la un moment dat cât de banale sunt anumite proiecte. Mi-e și greu să le numesc proiecte, că mai degrabă sunt niște trăiri, niște experiențe ale fraților și surorilor noastre. Ce au făcut? Au citit, s-au rugat, au spus și altora și până la urmă Dumnezeu a făcut, a deschis oportunități, a deschis căi. Iată mă, trimite-mă. Știți că am cântat sâmbătă seara cântarea aceasta și am zis că e periculoasă. Sunt periculoase, e periculos mesajul. De ce? Pentru că atunci când spui, Doamne, iată mă, trimite-mă, apoi nu mai zici, știi că m-am însurat, stai că mi-am cumpărat o pereche de boi și mă duc să o încerc. Nu mai merge așa. Și sunt convins că Dumnezeu poate să suplinească lucrurile alea pe care noi credem că le-am face dacă am mai zăbovit puțin fără să ne implicăm. Vă invit să îl lăsăm să ne frământe mintea, gândurile. Nu încercați să îl obligați să ne dea pace, că nu ăsta e rostul săptămânii astea de consacrare. Nu să ne dea pace, ci să ne tulbure puternic. Astfel încât în urma tulburării să gândim niște metode, niște lucruri despre cum putem lucra pentru Dumnezeu frumos. Cum putem face bine semenilor noștri. În maniera în care doar noi putem face lucrul acesta. Aș vrea să cântăm. Este imnul 424. Este un imn care are de-a face cu dorul nostru de Dumnezeu, de țara de sus, de ceea ce pregătește El pentru noi, are de-a face și cu dorința de a-i avea lângă noi pe cei dragi. Bucuros mă gândesc la Căminul Ceresc. Cred că se știe, am să o rog pe sora Ilzi să ne introducă puțin mai mult în cântarea aceasta, ne ridicăm și apoi ne vom ruga. Thank you.
Poate că săptămâna asta de consacrare are rostul nu doar să ne determine la ce metode, la ce tehnici, în ce proiecte să ne putem implica, cât poate Dumnezeu își dorește să ne trezească mintea, să ne aducă în atenție oameni pentru care să ne rugăm, pentru care poate să postim, pentru care să mijlocim la El și abia apoi să putem întinde o mână, să putem spune un cuvânt pentru ei. Ar fi în seara aceasta trei persoane care să prezinte înaintea lui Dumnezeu gândul nostru de bine pentru semenii noștri, dorința noastră de a ne implica atât cât putem, nu mai mult. Oricum Dumnezeu nu va cere socoteală pentru ce n-am putut să facem și pentru ce am fi putut să facem și poate n-am făcut. Fratele Costel, sora Firescu și surorile. Ok, am să merg din partea aceasta și apoi am să... Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus și în puterea Duhului Sfânt, venim să-ți mulțumim pentru această oră de rugăciune. Atâtea lucruri am învățat, Doamne, spre lăuda și spre onora Ta. Ajută-ne, Tată Ceresc, atât cât mai ne îngădui viața pe pământul acesta, să luăm hotărâri, nu după voia noastră, și după voia Ta. Mă gândesc că de multe ori am avut ocazia să mă rog cu cineva și nu m-am rugat. Acum, după acest studiu și după aceste ore de rugăciune, mă gândesc la lucrul acesta. Trebuie să mă duc să mă rog cu ea. Are nevoie, Doamne, e în depresie, nu mai poate. Doamne, ajută-ne ca să ne rămână tărâri după voia Ta. Doamne. Și persoana care mă rog eu acum, dă-i pacea Ta. Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că pui în noi gândul acesta, până la urmă și gândul veșniciei. Când rostii, vom fi cu Tine, așa cum am cântat. Să avem și noi stele în coroană, Doamne, că dacă nu luptăm nici pentru noi, nici pentru cei din jurul nostru, atunci ce răsplată vom avea? Doamne, ai milă de noi, binecuvintează-ne pe toți așa cum stăm aici în fața Ta. Îți mulțumim că ai fost cu noi până aici și îți mulțumim că ești în continuare. Nu știu ce să mă rog, Tată Ceresc, dar Tu știi de ce avem nevoie și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Tatăl nostru, suntem bucuroși că suntem copiii Tăi. Te rog să ne descoperi darurile pe care Tu le-ai pus în fiecare dintre noi ca să le putem folosi. Ajută-ne să renunțăm la comoditatea noastră. Ajută-ne să spunem, iată-mă, trimite-mă. Și știu, Doamne, că dacă noi avem voință, Tu ne vei și pregăti pentru lucrarea la care ne vom angaja. Scoate-ne în cale sufletele doritoare de Tine, iar în noi dorim, Doamne, să locuiești Tu, ca lumea să vadă în noi cum ești Tu. Vrem să Te facem cunoscut celor din jurul nostru și vrem, Doamne Iisuse, ca istoria pământului acesta să se încheie. Slăvit să fie numele Tatălui și al Fiului în veci. Amin. Tată Sfânt, venim din nou la picioarele Tale să-ți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos pentru această seară minunată și pentru acest minunat mesaj pe care l-ai transmis în această seară sufletelor noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să devenim fiecare dintre noi o cărămidă în zidirea poporului Tău, o cetate puternică condusă de Tine, Doamne, și astfel să putem aduce în această cetate puternică cât mai multe suflete doritoare să Te înțeleagă și să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, Doamne, să cunoască adevărul Tău și nu adevărul lumii și să cunoască viața Ta adevărată. Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute și să ne călăuzească pentru această lucrare în dreptul fiecăruia dintre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru din ceruri, suntem mulțumiți și recunoscători pentru cei care s-au rugat pentru noi și astăzi suntem în casa Ta. Te rugăm să ne ajuți și pe noi în dorința noastră de a ajuta pe cei care
stau la răspânte de drumuri neștiind încotro să apuce. Doamne, folosește-ne ca niște unelte ale Tale, pentru că suntem stângaci și nu știm cum să ajutăm pe oameni, deși au atâta nevoie. Doamne, inspiră-ne cu planuri și idei care să fie în acord cu voia Ta. Avem nevoie de prezența Duhului Sfânt mai mult ca oricând. Avem nevoie să fim sfințiți și curățiți prin puterea Ta, ca să putem fi folosiți de Tine. E atâta nevoie în lumea aceasta, atâta durere, atâta suferință. Noi o vedem, o simțim și ne simțim, Doamne, pur și simplu slabi și neajutorați. Vino în ajutor, înviorează-ne de la fața Ta și Duhul Sfânt să ne călăuzească potrivit cu darurile cu care Tu ne-ai înzestrat. Doamne, să ne folosească în marele Tău plan. Avem colegi de serviciu, avem prieteni, avem cunoștințe, avem vecini. Te rugăm, învață-ne cum să lucrăm. Inspiră-ne Tu planuri, idei, gânduri și ajută-ne să le aducem la îndeplinire prin puterea Ta. Am dorit tare mult să formăm grupe de rugăciune care să strige la Tine după ajutor, pentru că suntem conștienți, Doamne, nu noi îi convingem pe oameni, ci Duhul Sfânt se luptă cu fiecare persoană în parte ca să-L convingă că viața este un timp cu unic sens, are un singur scop, aceea de a primi viața veșnică, de a câștiga mântuirea. Te rugăm să ne ajut să ducem acest mesaj prietenilor noștri, cunoscuților noștri și astfel, Doamne, să ne putem bucura alături de ei când vor recunoaște că Tu ești Salvatorul lor, cum și noi recunoaștem astăzi că Tu ești Domnul și Mântuitorul nostru. Te slăvim, Te onorăm că ne cunoști dorința și ne vei ajuta să o aducem și la îndeplinire prin puterea Ta. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Aș vrea să nu uităm că mâine seară ne vedem la ora 19. Ne vedem la ora 19, va fi împreună cu noi fratele Marius Andrei. Vom avea un sabat cu teme dedicate în mod deosebit unui subiect foarte sensibil, foarte de actualitate, atât în societatea postmodernă cât și în biserica noastră, subiectul relațiilor din familiile noastre. M-am bucurat că astăzi când l-am sunat, a spus că și-a rezervat tot sabatul pentru Pitești, să vină de vineri seara și în sabat dimineață și în sabat după amiază. Așadar, mâine seară la ora 19 ne vedem, nu pentru a continua mesajele astea spirituale, ci pentru a deschide așa o buclă în programul nostru și să vorbim, să abordăm puțin tema familiei. Până la urmă, nu este ceva în afara acestui cadru, pentru că până la urmă Evanghelia trebuie să transforme mai întâi viața noastră, apoi viața familiilor noastre și abia apoi putem merge să spunem ceva despre Dumnezeu semenilor noștri. Urmând ca apoi, începând de duminică, să putem continua subiectele acestea, sunt convins că mai sunt lucruri valoroase pe care să le descoperim și doar ce am trecut puțin de jumătate. Așadar, până miercurea viitoare vom avea încă lucruri de descoperit, încă lucruri pentru care să ne rugăm și încă lucruri pentru care să ne decidem. Vă doresc o seară binecuvântată de Dumnezeu, drum bun spre casă, odihnă plăcută și să ne revedem mâine seară la început de sabat împreună. Domnul cu noi. Amin.